Raport îngrijorător al Ministerului Sănătății, peste 8.000 de adolescente au avortat anul trecut. Potrivit datelor furnizate de către Ministerul Sănătății, anul trecut, la nivel național, aproximativ 80.000 de femei au avortat. Dintre acestea, mai mult de jumătate au cerut medicului astfel de procedură. Cele mai multe femei care au avortat sunt de la oraș, în jur de 40.000 din numărul total de avorturi. Femeile din mediul rural nu s-au lăsat nici cele mai prejos, diferența fiind mai mică cu aproximativ 2.000 de femei. Îngrijorător este faptul că din numărul total de femei care au avortat anul trecut, 544 dintre ele nici măcar nu au împlinit vârsta de 15 ani și aproximativ 8.000 dintre ele au între 15 și 19 ani. Cele mai multe cazuri, peste 19.000, sunt înregistrate însă în rândul tinerelor cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani și aproximativ 17.000 dintre ele au vârste cuprinse între 30 și 34 de ani. Tot femeile care au între 25 și 29 de ani sunt fruntași atunci când vorbim de avorturile la cerere, peste 10.000. Urmată de categoria 20-24 de ani, cu 9.252 de cazuri și 9.207 cazuri în rândul femeilor care au între 30 și 34 de ani. Un lucru însă este îmbucurător. Față de 2013, numărul avorturilor este cu 8.061 mai mic.